Ungure! Scoală-mă, Ghibol, ca să se zice meci! Ce? România-Albania, bă! Încep calificările la Euro! Pe mine mă interesează numai Ungaria! Ce mai? Da, Ungaria îți pune ție pită pe masă! Da ce România îmi pune? Mai trădătorule! Ia stai un pic! Alo! Da, frățică! La telefon! Cine? Bumbescu? Strălucescu? Alucescu! Rozvi! Serus! Ioi, mă, te pup, mă, ce faci? Da, păi ia, pe acasă! Beu, tu cum ești? Da? Serios? Taci, mă, din gură! No, nu mă nebuni! Bă, tu glumești? Dar ce să fac eu pe teren? Să joc cu Albania? Și ce-am de făcut? Să-l fugăresc pe Toje să urce în atac? S-a accidentat Tamaș? Na bun, să fac ce făcea el. Dar ce făcea Tamaș? A, nimic. Na, păi pot să fac asta. Băi, Răzvane, dar eu nu știu imnul. Poate să vină Unguru să-l cânte în locul meu. A, păi Unguru, dar n-a venit Ana Lesco. Bine, băi, Răzvane, vin, dar cu o condiție. După meci, bem și noi o bere la terasă cu băieții. La pauză vrei să bem? În vestiar? Păi, minunat! Dar bă, vine și Pulhac și Tătărușanu! Clar, zi la Tătărușanu să ia cheile de la apartament! Că stăm ca fraierii cu fetele în fața scării! No, bun! Cum? Da, aduc și bota de baseball! No, păi dacă nu-i batem pe teren, îi batem după meci! Dic Albania, dar nu pleacă ei nebătuți de la noi, mă! No, mersi, Răzvan! Ne vedem la colacul lui Pinalti! Ciao! Da, cine-o fost? Da, ceva nebun! Să credea Răzvan Lucescu!